ridicat. Așa a fost problema anul trecut. Am înțeles că operatorii nu puteau folosi bucata nouă de plajă care era mai mare decât bucata veche. Da. Și nu puteau instala acolo un bar, beach, o toaletă, deci, oricum, vă spun, o cișmea. Pe zona asta e chiar mie rușine să vorbesc. Atâta bătaie de joc din partea Apele Române e chiar bătaie de joc. Nu mai... Și vorbesc cu ministru. Da. Știi cum e? Dacă noi eram... Dacă avem un stil de sindicate și ieșim pe stradă vreo 2000 de persoane, imediat se rezolvă, și 3000 și 10.000, știi? Dar noi avem bun simț și nu cred că e momentul ca să facem niciun lucru care nu e corect. Aveți vreo 200.000 de angajați în turism. Avem peste 500.000. Peste 500.000? Care, exemplu, chiar dacă are o fabrică de brânză și vinde că la noi brânză, nu, e, nu ne aparține? Ba da. Ba da. E foarte simplu. Că el nu are voie să intre în hypermarketul. Și atunci vinde către noi. Deci, fabrica de confecții care face uniforme pentru personal, nu ne aparține. Nu merge bine, nu merge lor, nici bine lor. Și așa mai departe. Agrement. Avem peste 500.000. Noi suntem 280.000, probabil, și anexele noastre sunt aproape la fel. Laboratoare de cofetării, pâine, panificații, multe altele. Deci e un sector care, singur sector economic în care ne-a rămas nou ca capital românesc. 98% din cei activați în turism sunt capital autohton.